Explozie! Împușcături! Nu, dar testic! Și acum că v-am captat tuturor atenția... Nu există viitor. Tu ce crezi că se va întâmpla în România anul viitor? Galaxy S6. E iPhone 6? Și Samsung. Nu vreau să fiu pozat ca ce. Orsături ilogice de situație. Situațiile și premisele sunt atât de complexe, încât orice predicție ar însemna o reducere reală a domeniului variabilelor. Ceea ce înseamnă că, în mod absolut previzibil, câteva mii de femei relativ proaspăt căsătorite vor renunța la dietă, sport și epilat și se vor îngrășa și deveni de nerecunoscut decât după verighetă și placa dentară. Eu o să dansez. Știe vreunul dintre voi să stea în picioare? Ei să ne întâlnim sâmbătă seară, într-o fiuciumioară la șosea. Și tot atâția bărbați care s-au usurat ca să facă sex mai sigur și mai des, se vor culca pe puța goală, dar cel mai probabil cu burta plină. Potezat o să porte kilos de cauciuc. Cred că 50% va crește piața de biciclete furate. Anul 2015 va fi un an școlar în care elevii de clasa 1 și a 2 vor avea în sfârșit manuale pe bănci. Eu v-am zis că suntem o țară de proști. România o să devină ușor-ușor din ce în ce părinți mai buni. Și la anul, din nefericire, dar și din neputință, copiii românilor vor continua să o ia pe coajă. N-am votat niciodată în viața mea și anul ăsta am de gând să votez pentru prima oară. Dacă de mâine te sprijină guvernul României și nu ai încredere în tine, poți să devii cel mai bun. Cel mai mare declin de optimism în ultimii 3 ani și pe primul loc la tineret. Să stați liniștiți acum, să ne bucurăm împreună, că sunt șanse mari ca la anul să fie mult mai rău. M-am hotărât să-mi dedic cam 90% din timpul liber să încerc să schimb pe cât pot imaginea Bucureștiului. Mai avem nevoie și de iarbă.